intense. Bine, deci, după toate cele multe informații pe multe sectoare, acum începem să punem oarecum în practică. Azi, legat de modulul 2, o să ne ocupăm de câteva practici de bază și o să ne ocupăm în general de corp. Pentru că la modulul 3 ne vom ocupa de transcendență, adică de al treilea ochi, și de posibilitățile de a înțelege ce vedem atunci când ne apropiem de momentul somnului. Bun, hai să începem astăzi cu câteva practici de bază. O să ne ocupăm de salutul soarelui, ca să-l înțelegem bine, deși suntem la apus. Dar momentul salutului soarelui este fundamental. Putem să-l înțelegem în mod simplu și complex. O să facem o experiență de bază. După aceea o să ne ocupăm de respirația de putere, care antrenează câmpurile energetice și în felul acesta deschidem un traseu pe coloana vertebrală ca să urce energia. Asta înseamnă o bază la experiența numită ridicarea Kundalini, pentru că avem nevoie de această energie. Și o să încheiem cu o parte oarecum șamanică de ancoraje energetice, pentru că apoi să salutăm direcțiile. Deci ce facem noi acum, în mod normal, se face dimineață. Dar întrucât aceasta este ocazia noastră, vom face experiența salutului soarelui și celelalte despre care am vorbit acum. O să dureze vreo 40-45 de minute, după care o las pe Paula să vă prezinte materialul, deși cred că l-ați văzut și poate l-ați studiat. Va fi o prezentare succintă, iar partea a treia o dedicăm momentului fiecăruia și o să vă răspund la întrebări. Dragilor, luăm maximum 5 minute pentru ca să ne pregătim. O să ne ridicăm în picioare și vom fi în fața laptopului, eu așa voi face, și vom face aceste gesturi însoțite la un moment dat și de sunete. Succes, o seară plăcută! E distanța. Bine, dacă suntem pregătiți, chiar putem să începem. Începem prin a aduce mâinile, palmele la piept. În toate tradițiile, în toate școlile de evoluție spirituală planetară, aduce palmele la piept înseamnă inimă, înseamnă sinceritate, înseamnă că ne conectăm cu poarta sufletului. Aici putem să vizualizăm soarele interior, care este manifestarea divinului din noi. Și pentru
Se aude? Se aude? Da, aici. Bine. Bun, pentru moment. Ne conectăm cu divinitatea din noi sau ne reconectăm dacă simțim că am pierdut fluxul și punem intenția ca mintea mea, emoțiile mele, energia mea și corpul meu să fie toate aliniate cu divinitatea din mine, care este aspectul spiritual cel mai profund. Dăm această disponibilitate și cerem o binecuvântare interioară. Acum ne aducem aminte de steaua care dă viața acestui pământ, de soarele nostru, chiar dacă nu suntem afară în fața soarelui și el este la apus acum, ducem mâinile în această formă, este poziția salutului străbun, indienii îi spun namaste, adică salut divinitatea, toate tradițiile au un gest asemănător. În felul acesta unim elementul stâng cu cel drept, emisferele cerebrale, unim pe oasă și înseamnă că totul este aliniat. Ducem în al treilea ochi poziția palmelor, este semn de respect și salutăm soarele din noi care se oglindește în soarele cosmic. Acum avem câteva elemente de bază și în primul rând închidem ochii, lărgim suprafața pleoapelor pentru ca lumina să vină în jurul nostru și să încarce pleoapele care vor transmite lumina ochilor, nervului optic și creierului nostru. Mișcăm capul înspre stânga, 3-4 secunde. Când vom avea soarele în față, în diminețile cu soare, va fi minunat, soarele ne îmbrățișează. Ducem în felul ăsta poziția capului spre dreapta, 3-4 secunde. Și tot așa facem de câteva ori cu intenția de a absorbi lumina solară și ultravioletele. Acum vom trece la următoarea fază. Deschidem ochii, ducem palmele în forma unei pâlni la piept. Acesta era un vechi rit egiptean de pe vremea faraonului Akhenaton, secolul 14 înaintea erei noastre. A fost utilizată și de alte tradiții. Acum inspirăm, facem ca lumina soarelui să intre în această zonă, prin partea de sus a diafragmei și partea de jos a sternului. Va întări câmpul energetic în jurul inimii și a timusului care se găsește deasupra inimii. Deci inspirăm, intră prin această zonă razele soarelui, conștientizăm respirația și expirând,
Nah. Lăsăm să iasă împreună cu bioxidul de carbon o culoare gri. Este orgonul ce nu ne mai folosește și în felul acesta noi reciclăm energia de suprafață din corp. Refacem de alte două, trei ori. Inspir. Nah. Inspir. Nah. Inspir. Nah. Foarte bine. Și dacă suntem în fața soarelui, mai ales într-o dimineață fără nori, putem să deschidem mai larg gura, în așa fel încât să intre razele soarelui și să elimine o parte din microbii și din bacteriile care nu ne folosesc. În felul acesta putem chiar să inspirăm cu gura. Faza următoare, întindem brațele spre soare, e ca în scena papirusului care se referă la Akhenaton, care își împletește brațele cu razele soarelui și cu mâna dreaptă tragem pe mâna stângă câmpul energetic solar. Apoi întindem mâna dreaptă, tot așa, de la degete, brațe, spre corp. Apoi cu ambele brațe, aducem energia spre cap, ne spălăm cu soare. Dacă este vară și suntem afară, într-un ambient și într-un loc unde ne permitem, putem să dăm jos din haine, în așa fel încât soarele să ne încălzească pielea și să ne curețe și de aciditatea nopții. Acum, faza următoare este dedicată sunetelor și cu aceste sunete de bază, acum o să simplificăm la sunetul OM, care înseamnă energie cosmică. O să ducem mâinile la fiecare dintre centrele chakrelor noastre, apoi o să întindem brațele spre soare și să emitem acest sunet OM. Este un exercițiu simplu acesta, apoi în practică, când ne vom întâlni, o să efectuăm exerciții mai complexe cu privire la variația câmpurilor de energie și a sunetelor solare. Deci, ducem mâinile în spate, lângă coloana lombară și spre osul sacru. Inspirăm. Ducem acum în zona inghinală brațele. Treilea chakra, în zona plexului solar, în zona ombelicală. Acum în zona inimii. În zona gâtului. Um.
zona frunții. Creștetul capului. Salutăm soarele. Aceasta este forma cea mai simplă. Fiecare tradiție, când salută soarele, are un rit specific. Cei care s-au dedicat mai mult acestui rit au fost indienii și egiptenii. Egiptenii s-au ocupat de forma ritului, în special de zona aceasta pâlnie și inspirând lumină solară, expirau orgonul și dedicau soarelui poezii. Iar indienii au creat un mantra specific care se numește Gayatri, Gayatri Mantram. Oarecum cuvântul ne inspiră, Gaia reprezintă pământul. Ipoteza Gaia, cum nu este doar o ipoteză, pământul este viu, iar tri în sanscrit înseamnă trei, adică pământul în cele trei aspecte ale sale, pământul de sus, pământul de mijloc și pământul de jos. Salutând aceste trei direcții, prin acest rit, indienii își obțin sau își obțineau binecuvântarea întregii zile. Împreună cu studenții am fost anul trecut în India, adică în 2019, cum de ani în India, și le-am readus aminte indienilor la Rishikesh că a saluta soarele este minunat și este o binecuvântare. Și am utilizat sunetele și cântecul Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvasvaha Tat Savitur Varenyam Bargo Devatsya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Salutăm cele trei dimensiuni ale terei. Acum, dragile și dragii mei, ne ocupăm de respirația de putere și apoi ne ancorăm în energiile pământului și în energiile chakrelor care formează o unitate în corpul nostru. Ne punem într-o poziție echilibrată. O să ne aplecăm puțin să punem brațele, mâinile, palmele pe coapse și o să respirăm în felul acesta cu ș, 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 nu fu, cu ș. Da? Și o să facem de 145 de ori. Dacă vă vine greu, puteți să întrerupeți de data aceasta. Ideea este să ne obișnuim cu 145 de respirații, are un sens, și apoi vor fi explicate la momentul oportun. Deci,
Lung? Ne ridicăm ușor, lăsăm să se așeze. Prin această practică, noi încărcăm corpul energetic, îl încărcăm cu o energie albastră, pentru că în jurul nostru aducem câmpul înspre corp, câmpul energetic. Îl integrăm în energia corpului. În același timp, energia urcă pe coloana vertebrală și dacă facem bine, atunci simțim o fibrilație în corp. Aceasta este o respirație de putere și de sinteză, este hiperventilație și ea ne curăță. Este o formă de craniu sacral și este o practică care se mai numește Kapalabhati în India. Important este să respirăm din plex. Acum eu am făcut-o ușor ca să fie bine pentru toți. Ea poate să fie de câteva ori mai puternică energia. Există posibilitatea să o facem repede, cum am făcut. Sau există posibilitatea să o facem mai lent. Sunt practici orientale, erau cunoscute și de către străbunii noștri, preoții zalmoxieni. Prin această respirație eliberau o energie foarte puternică, apoi au creat un simbol, simbolul dragonului sau al lupului dacic, și când făceau această practică se încărcau energetic. Aceasta o făceau preoții străbuni. Apoi luptătorii daci, cei care mergeau să-și apere pământul în fața cotropitorilor, aveau spindardul cu lupul dacic și în timp ce călăreau, intra aerul prin gura lupului și ieșea prin coadă, prin spate, avea formă de dragon. Și când ieșea aerul, se auzea acest șuierat. Iar dacă 10.000 de daci făceau acest lucru, devenea înspăimântător pentru cotropitor. Să nu uităm că Burebista avea peste 100.000 de luptători și toți luptătorii aveau stindardul dacic atunci când mergeau la luptă. Deci aceasta este o practică ancestrală, este a noastră din străbuni. Apoi noi am dus mai departe această practică după cucerirea Daciei de către romani, iar dragonul a fost dus în Bretania. Desigur că au lucrat și chinezii, au lucrat orientalii pe această tehnică și este considerată o tehnică de bază pentru încărcarea cu energie. Dacă facem mai mult, simțim câmpul în jurul nostru, care, dacă îi dăm timpul necesar, va fi absorbit în celulele noastre, este în favoarea noastră și încet, încet el construiește dublul eteric pe care noi îl numim corpul de Kichlimbar. Bine? Să se așeze. Acum mergem la practicile șamanice, care în mod normal se fac în aer liber, în natură. Acum, chiar dacă suntem în case, vom face această practică. Sunt practici de înrădăcinare. Prima practică este legată de aducerea energiei la rădăcină. Foarte multă lume lucrează doar cu capul. Avem nevoie de picioare, avem nevoie de rădăcini puternice.
să simțim că suntem ca un copac cu rădăcini puternice, ca să putem să ne dezvoltăm o coroană energetică amplă. În felul acesta, suntem pe poziția cala respirație, parcă suntem pe cal, parcă călărim, și sunetul este acesta, ducem energia acolo jos, la rădăcină, la primul chakra, muladhar, și facem așa. Au, 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 au. Când facem așa, strângem și mușchii perineului, deci lucrăm cu mușchii perineului. Aceasta este un sunet asemănător sunetului tigrului. Tigrul, când este în ambientul lui, el emite acest sunet. Din alt punct de vedere, are o semnificație, înseamnă stabilirea propriului teritoriu. Tigrul, când face așa, aduce aminte celor din jur că este teritoriul lui. El este stăpân pe acest teritoriu. Când facem aceste sunete de mai multe ori, de 6-7 ori, creăm în jurul nostru, putem să ducem mâinile în față și creăm așa un spațiu privat al nostru, privacy, cu intenția ca să nu mai permitem nimănui să ne invadeze spațiul nostru personal. Este foarte important, pentru că în spațiul nostru noi ne liniștim și avem putere. Dacă permitem altora să intre în spațiul nostru, câteodată riscăm să-l pierdem, spațiul nostru. Adică să nu permitem altora să intre în zona noastră intimă fără permisiunea noastră. Asta este foarte important. Asta înseamnă că semnăm teritoriul nostru, delimităm teritoriul. Este important din punct de vedere psihologic și emoțional, apoi energetic și în cele din urmă fizic. Refacem acest sunet și vă sfătuiesc să urmăriți pe internet, să găsiți sunetele tigrului atunci când el este, între ghilimele, pe proprietatea lui. Au, 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 au. Energia merge la rădăcină, avem o mai mare stabilitate psihosomatică și încet, încet avem o mai mare conexiune cu corpul nostru. Acum mergem la faza a doua, la al doilea ancoraj, care este utilizat de obicei în practicile orientale de Qigong. Ne va da putere în zona tantienului, ca să putem să avem un echilibru psihosomatic major, să ne putem stăpâni și să avem puterea de a merge înainte chiar atunci când avem obstacole puse în fața noastră. Luăm această poziție, este tot pe forma tigrului, Qigong pe forma tigrului. Nu suntem agresivi, dar emanăm această energie. Și ducem energia în tantien. Aceasta este o energie de determinare. Este practicată de către șamani și este practicată în forma Qigong și în alte forme secundare, chiar în artele marțiale, în zona, în special în zona, în școlile Wudang și Shaolin. Este important pentru că ne ajută aceste energii încorporate în noi, ne fac să devenim ca o stâncă.
Acum, al treilea ancoraj este dedicat energiei dragonului. Dragonul nu este un diavol, dragonul este energia circulară care există în noi, care ridică kundalini și ea ne ajută ca să ridicăm câmpul energetic în direcția aerului. Tigrul reprezintă pământ și foc, dragonul reprezintă aer și eter. Și face legătura cu focul. Acum, o palmă ținem deschisă spre cer, trei degete la mâna dreaptă, facem această mișcare circulară în sens orar, adunăm energia și parcă strângem o lămâie să picure esența dintr-o lămâie, după care facem așa, în special aici, la nivelul încheieturilor mâinilor, apoi mirosim și apoi o ducem în jurul capului nostru cu un gest asemănător cu gestul legat de aura soma, adică atunci când punem esențe în acest loc, le mirosim și chiar ne spălăm cu ele. Deci energia dragonului este o energie circulară care ne face să ridicăm întreaga noastră structură la nivelul aerului și la nivelul eterului. În Orient, tigrul și dragonul au fost considerate energii complementare nu doar în zona artelor marțiale Shaolin sau celor mixte marțiale și spirituale Wudang, pentru că școala Wudang se ocupă mult de spiritualitate, de evoluție spirituală, dar este important în toate tradițiile să înțelegem cum se unesc elementele între ele. Pământ, apă, foc, aer și eter. Acestea fiind spuse, încheiem partea aceasta de bază a practicilor simple prin binecuvântarea direcțiilor. Dar vom pleca întotdeauna din direcția dinspre răsărit și mergem în sens orar, în cele patru direcții, apoi sus și jos, că sunt șase mișcări de bază. Dar prima mișcare este mai complexă, adică se numește mudra sufletului sau poziția de ancoraj care leagă pământul cu cerul, corpul fizic cu corpul spiritual. În felul acesta, suntem din nou cu picioarele puțin depărtate, luăm cu brațele energia pământului, ca și cum am vrea să ridicăm o greutate, inspirăm, ducem mâinile până aici deasupra crestei iliace și expirăm. A doua acțiune, inspirăm, ducem brațele până la inimă, inspirând, și apoi expirăm. Bun. Semnificația. Luăm energia pământului, este o energie roșie, energia câmpului vibrațional, și o aducem întotdeauna până aici, în zona inghinală sau deasupra crestei iliace. Aceasta înseamnă, printr-o inspirație, aducând brațele și expirând, înseamnă că am adus energia pământului până aici. Acum de aici noi vom construi globul. Deci prima parte reprezintă corpul fizic, pământul, picioarele, rădăcina și tulpina. Acum, cu acest gest reprezintă globul de energie și globul de energie este baza corpului de chihlimbar în care intrăm în momentul în care părăsim corpul fizic. Este un glob de energie, este transparent, poate să aibă mai multe posibile culori. El se va contura pe culoarea ambra sau o culoare de chihlimbar și putem să întrezărim prin el curcubeul. Deci prin acest gest, așa noi construim globul.
și îl construim inspirând, îl aducem aici în zona inimii, apoi expirând. Aceasta este poziția omului vitruvian, prin care Leonardo da Vinci, prin omul vitruvian, a reprezentat întotdeauna victoria omului. Omul devine cosmic, adică biruința vieții asupra morții. Deci, gestul sau mudra sufletului, luăm energia pământului, inspirăm, expirăm. Construim globul, care înseamnă responsabilitate în același timp, inspirăm și expirăm, înseamnă libertate. Deci, revenind de jos, energie, responsabilitate sau asumare, libertate, expansiune și fericire. Namaste. Dragile și dragii mei, aceasta a fost partea de bază a practicilor momentan. Vom avea practici poi, pe urmă, din ce în ce mai complexe, dar nu sunt grele, ne vor duce la rezultate. Acum o să luăm 10 minute de pauză și ne pregătim pentru înțelegerea mai amplă a chakrelor. Mulțumesc! Am observat că am uitat să dau să se înregistreze, dar nu este nicio problemă. Aveți oricum materialul. Vreau să vă spun că aceste sunt până la urmă niște scheme, nu niște tabele. Ne dau mai mult o parte informativă, acum putem să ne dăm seama de fapt noi la ce nivel suntem. Toți suntem undeva pe cale, în acest traseu, și este bine să identificăm zona unde am integrat deja acel strat și unde nu. O să observați că e totul ca un puzzle și că, de exemplu, la o chakră putem avea unele straturi integrate, altele nu. Unele chakre cu totul pot fi vulnerabile sau doar pe un anumit strat sau pe mai multe. Important este să identificăm noi pentru noi cam care ar fi și unde mai avem de lucrat, de integrat, de vindecat, de transformat. Bine, dragilor, cam atât. O să luăm acum o scurtă pauză, cam de 5 maxim. Bine, 10 minute, zice domn profesor, și revenim apoi pentru sesiunea cu întrebări și răspunsuri. Mulțumesc! Bine, dragilor, hai să vedem dacă am înțeles bine. Vă răspund la întrebări. Important este să înțelegem în ordinea importanței și cine vrea să pună o întrebare, deschide microfonul, formă îl închide. În felul ăsta ne înțelegem bine. Vă rog. Eu aș întreba de ce Anahata este de neatins. Da. Pentru că așa cum o numim noi inimă, nu e vorba de organul de carne, e vorba de centrul nostru. Și centrul nu poate fi atins de nimeni decât de divinitate. Sigur că centrul nostru este transdimensional, este dincolo de corp. Este pe cel mai profund strat al ființei noastre. Doar că atunci când în sistemul oriental zicem inimă și zicem anahat,
zicem centru. Și asta pentru că în unele tradiții centru este în tantien, în zona umbilicală. De exemplu, în tradițiile marțiale ale Chinei, unde zicem tantien, sau în Japonia, unde zicem hara. Dar în tradițiile spirituale de tip indian, care au configurat chakrele, centru este inima, nu tantienul. Deci noi știm că toate cele 7 chakre sunt aliniate și că avem 3 centre de bază. Unul este tantienul sau Manipur, Manipur așa se numește în sistem indian, apoi este inima, Anahat, și apoi este Ajna, al treilea ochi. Ele se unesc, dar ele se unesc în inimă și pentru faptul că avem 3 chakre inferioare și 3 chakre superioare, iar inima le unește. Deci ăsta este sensul. Nu poate să fie atinsă pentru că este centrul nostru. Și de asemenea, ce înseamnă clasă solară? Clasă solară se utilizează în astronomie. Asta înseamnă puterea stelei și vârsta ei. Asta înseamnă că avem stelele cele mai puternice sau stelele albastre, care au până la 40.000 de grade la sol, și avem stelele roșii, stelele care sunt pe cale să explodeze, ele au temperaturi cam de 3.000 de grade. Deci clasă solară sau clasă stelară înseamnă culoarea pe care o emite steaua și căldura pe care o are în sine, de asemenea vârsta. Cele mai călduroase, cele care sunt cele mai puterne, care emit căldura cea mai mare, stelele albastre, sunt stelele cele mai tinere, apoi își consumă energia și stelele cele mai bătrâne în univers sunt stelele roșii. Acum, ce înseamnă asta pentru noi? Înseamnă că noi putem să facem, să găsim o relație între chakre și stele. Adică chakra 1 este legată de culoarea roșie și este oarecum partea cea mai veche din noi. Iar partea cea mai tânără este mintea. Deci, echivalent cu stelele albastre. La fel, putem spune că energia este concentrată în partea superioară, în minte, și este conectată cu albastru, iar zona de jos, rădăcina, conectată și cu organul anusului, unde practic avem sistemul excretoriu, deci tot ce nu ne folosește trebuie să eliminăm, acolo este partea noastră cea mai slabă, am putea spune, în ce privește intensitatea energetică. Deci există o relație între chakre și stele, din punctul de vedere. Dar de ce am pus în context relația între chakre și stele? Pentru că noi evoluăm într-o direcție cosmică, stelară. Acum suntem întrupați într-un corp de mamifer, un mamifer social, evoluat, omul, dar într-un viitor al planetei, când ieșim din spațiul terestru, noi evoluăm într-un spațiu cosmic și acolo, în spațiul acesta cosmic, vom evolua în direcție stelară. Vom deveni stele. Da. Asta o să înțelegem noi progresiv. Am înțeles bine că dacă Anahata este total dezvoltată, se atinge iluminarea? Cum trebuie să fie atunci celelalte chakre superioare? Și iluminarea are mai multe grade. Nu există iluminare fără inimă. Inima înseamnă deschidere, îmbrățișare, înțelegere, compasiune. Nu există iluminare fără aceste calități. Deci putem spune că iluminarea pleacă din inimă, dar ea se amplifică în așa fel încât prinde chakrele superioare. Deci iluminarea nu este doar lumină, ci este trăire. Când vorbim despre inimă, vorbim despre trăirea acestei iluminări, iar apoi chakrele superioare
ea devine o percepție extraordinară până când depășim chakra 6 și în felul acesta ne trezim efectiv într-o altă dimensiune. Deci începem pe pământ această iluminare și iluminarea devine trezire într-un spațiu extraplanetar și dincolo de această viață fizică. Mulțumesc! Bine. Altcineva? Aș întreba și eu ceva. Da. Cineva a avut o intervenție chirurgicală și lipsesc anumite organe. Evoluția energetică a Kundalini sau spirituală merge înainte? Dacă fizicul a fost afectat. Da. Nu se întâmplă nimic deosebit. Nu pe plan spiritual. Pentru că corpul fizic este ca o haină. Deci dacă noi tăiem o mânecă la haină, ne afectează pe noi, poate că ne afectează în sensul că ne pare rău că a fost tăiată haina aceasta, dar nu ne afectează în ce privește ființa noastră profundă. Important este ca noi să ne construim corpul subtil, corpul al doilea, care este asemănător cu corpul fizic, se numește dublu eteric, de aia se numește dublu, adică este partea eterică a corpului fizic sau interfața. Deci în momentul în care noi construim pe parte profundă, partea externă nu mai poate să influențeze pe cea interioară. Foarte simplu, în momentul în care noi murim fizic vorbind, deci ne îndepărtăm corpul, noi suntem integri pe partea interioară sau pe interfață dacă am construit-o în timpul vieții, deci nu ne afectează. Sigur că este important ca să fim integri pentru ca să putem să construim energiile necesare ca să mergem în direcția aceea profundă. Dar în sistemul, de exemplu, Kirlian, care a fost studiat de-a lungul timpului cam de toți, să zicem, cam toate națiunile au studiat sistemul Kirlian cu precădere rușii, așa sunt cercetări avansate, vedeți ca la o plantă, poți să rupi o frunză și încă câteva ore după ce ai rupt frunza, încă se poate vedea cu filtru, de exemplu, ultraviolet, se poate vedea că frunza încă există pe interfață. Deci noi îndepărtăm, practic, partea densă sau materia inertă, dar partea fluidică, partea profundă sau partea legată de structura transdimensională, iar ea este acolo. Și de aceea, de exemplu, ar trebui să înțelegem și în cercetările actuale mai avansate se studiază salamandra. Deci, cum poate salamandra să-și regenereze un braț? Foarte simplu, pentru că după ce ai tăiat un braț sau coada, doar i-ai îndepărtat partea exterioară, pe când partea interioară există și este o matrice care va genera partea exterioară. Se poate întâmpla și la om, doar că noi am uitat capacitățile pe care le aveam cândva. Deci există încă posibilitatea să regenerăm acest lucru dacă ne interesează efectiv și dacă vrem să facem niște salturi pe plan fizic. Dar noi ar trebui să respectăm efectiv anotimpul nostru, pentru că așa este frumos. Nu este necesar să facem aceste salturi mortale în direcția corpului fizic, pentru că oricum va trebui să-l lăsăm până la urmă, pentru că el este greu. Depinde de forța de gravitație a Pământului. Ori corpul subtil are tot ce trebuie, nu-i lipsește nimic și la un moment dat vom dori ca să ieșim din forma aceasta grea și inertă și să intrăm în această formă sau corpul spiritual, cum vrem să-i spunem, care se mișcă, care se regenerează, care devine nemuritoare și care are toate capacitățile pe care ne le-am putea dori cu corpul fizic. Deci vă spun, la un moment dat, orice ființă vie, om, zicem, pentru că omul este conștient de acest fapt, în timp ce animalele trăiesc, dar nu conștientizează importanța acestor aspecte, vor înțelege și ele. Deci vom dori cu toții la un moment dat
să ieșim din această cutiuță pe care trebuie să o iubim, să facem tot posibilul ca să trăiască în mod demn, să avem grijă de corpul nostru, să vorbim cu iubire celulelor noastre, dar apoi celulele se vor dedubla față de celula fizică, se dedublează corpul albastru al celulei și noi intrăm simplu într-un alt corp, mai subtil. Putem să trecem prin elementele dense, prin piatră, prin metal, prin toate. Mulțumesc! Mai pot pune Bine? O întrebare? Da. Care este starea pe care trebuie să o trăiești, să o simți, în clipa în care ai coborât complet în corpul tău, ca după aceea să te urci? Mă exprim bine? Da. Adică să ne întrupăm. A ne întrupa înseamnă că ne simțim corpul în mod complet, cu toate cele cinci simțuri, și simțim că de peste tot se adună energia înspre centru. Adică avem picioare, brațe, cap, trunchi, organe interne și toate formează o unitate și simțim dinăuntru această energie și ne simțim bine. Apoi e clar că la un moment dat mai putem simți dureri și în funcție de ambientul în care trăim, poate să fie lezat corpul fizic, dar să nu uităm că dacă avem corpul subtil, îi vom da întotdeauna corpului fizic destulă energie ca el să supraviețuiască, ca să ne împlinim misiunea. Rolul corpului fizic însă este asemănător cu o lumânare. Lumânarea trebuie să se consume. Asta este sensul ei. Flacăra trebuie să meargă până la capăt. Noi suntem flacăra. Lumânarea este corpul nostru. Deci să ne simțim bine și să avem grijă de noi este important, moment cu moment. Mulțumesc! Cere! Altcineva? Aș vrea să... Eu sunt... Bună! Aș vrea să înțeleg sunetul de acordaj născut. Dacă mantrele văd că e uvam, de exemplu, tibetan, estic, sunetul de acordaj născut, chiar nu cunosc și aș vrea să înțeleg. Deci, fiecare dintre aceste chakre are un sunet specific. Sunetul acela noi nu putem să-l pronunțăm, dar pronunțăm un sunet echivalent care să funcționeze pentru noi. Și sunetele astea sunt conectate în primul rând cu rezonanța corpului fizic, a corpului energetic, corpului emoțional și corpului mental, dar este foarte mult conectat cu tradițiile pe care le trăim noi. Adică aceleași sunete pot să fie diferite în Tibet, în India, în China, în Japonia. Ei, acum ce ne interesează pe noi? Ne interesează să vedem cum funcționează pentru noi. Adică există sunetele unei națiuni, există sunetele omului alb care sunt diferite de sunetele omului negroid sau de sunetele asiaticului sau de sunetele amerindianului. Dar sunt conexiuni. De exemplu, când zicem noi aho, cum zicem noi aho, aho, copii și frați, acest aho, simplu, pronunțat așa, amerindienii îl pronunță așa, aho, mitakuyazin, aho. Există legături pe aceeași vibrație. Sau când zicem noi om, simplu om, eu sunt om, toți suntem oameni, bărbat, femeie, eu sunt om. Și orientalul spune om, îl cântă omul. Bun. Noi spunem, de exemplu, mănușa mea. Da? Și în limba sanscrită, manuș. Același cuvânt se pronunță puțin diferit, dar are oarecum semnificațiile se leagă între ele. Deci acum să ne întoarcem la esențial. La esențial înseamnă că e important ca fiecare din noi să-și creeze propria, să simtă propria rezonanță cu propriul corp și cu chakrele.
Adică care este sunetul care mă ancorează cel mai bine în fiecare chakră? Deci, de exemplu, dacă spun om și omul, om, sunetul este chakra 7, de fapt, care unește toate celelalte sunete, ok? Cum merge cel mai bine pentru mine? Cum? Pot să simt rezonanța. Deci, există sunetele născute din tradiții și există sunetul pe care îl simt eu că mă umple. Deci dacă eu am un sunet, pronunț un sunet sau îl cânt și văd că rezonez cu el și mă umple, pot să-l consider ca un sunet născut în mine, adică un sunet cu rezonanță care naște din rezonanța cea mai profundă pe care eu am pe toate straturile, pe straturile care înseamnă corp fizic, corp energetic, corp emoțional, mental și spiritual. Deci, cel mai important lucru este cum rezonează cu mine. Și asta o vedem de obicei la modulul 4, când începem să construim partea care merge spre Nagual, unde avem nevoie să înțelegem, de fapt, cum ne umple sunetul, cum mă umple pe mine sunetul, pentru că noi suntem făcuți din sunete. Și sunetele formează curcubeul și în același timp sunetele emană culori. Deci fiecare individ are o rezonanță cu culori și are o rezonanță cu sunete. Deci asta este mai important decât sunetele tradițiilor. Deci asta trebuie să o descoperim individual. Ok. Bine? Mai este vreo întrebare? Sau altcineva? Bună seara! Bună seara! Domn profesor, aș avea eu două întrebări. Da. Cum ne putem deschide, respectiv închide, chakrele pentru protecție? Da. Păi, chakrele trebuie să rămână deschise. Totul depinde de ce înseamnă să ne apărăm, în fața cui. Pentru că există mai multe sisteme de apărare. Adică, la un moment dat, sistemul nostru de apărare este că nu mai suntem vulnerabili și trece prin noi. Orice ne-ar putea ataca, trece prin noi și nu ne atinge. E așa cum trece planul eteric. Să nu uităm că putem fi atacați pe plan fizic, pe plan energetic, emoțional și așa mai departe. Dar toate aceste atacuri sunt oarecum de suprafață. Deci există o posibilitate ca toate chakrele să reziste atacurilor și există posibilitatea unui atac transdimensional la care nu mai opunem rezistență, simplu trece prin noi. Japonezii au un concept foarte simplu. Zic, te atinge numai acel aspect în care tu intri și opui rezistență. Dacă simplu surâzi și ai încredere în sursa din tine, atacul trece prin tine și nu te atinge. Deci acum trebuie să vedem ce înseamnă să fim atacați și la ce nivel suntem atacați. Dacă sunt atacat pe plan fizic și cineva vrea să mă lovească, e clar că va trebui să eschivez sau să fiu mai puternic și să rezist impactului. Atunci învățăm de la maestrul japonez Ueshiba Murihei, care a fondat Aikido sau Arta Păcii, cum să rezistăm unei lovituri. Deci asta înseamnă că învățăm practici de genul acesta, de tip Aikido. Dacă, în schimb, suntem atacați pe plan energetic, trebuie să știu să absorb energia sau să eschivez ca să fac în așa fel încât energia să meargă mai departe, să alunece, se spune, față de noi. Deci, ca să facem acest lucru, trebuie să îmi înțeleg energia și să înțeleg pe ce bandă de frecvență lucrează energia mea. Adică eu am o energie cu precădere pe elementul pe roșu, pe portocaliu, pe galben și așa mai departe. În general, opunem rezistență și ne ciocnim cu o energie roșie. Deci roșu și galben sunt energii prin care ne ciocnim.
Galbenul este o energie a minții care opune rezistență. Nu vorbim de galbenul solar, ci de galbenul, mai degrabă un galben spre muștar. Dacă zicem roșu, roșu este un câmp de energie ca atunci când suntem supărați sau nervoși. Deci în cazul în care avem un atac energetic, trebuie să decidem. Dacă opunem rezistență energetică imediată și atunci am nevoie de o determinare puternică ca pe un câmp de luptă, în care unul dintre doi trebuie să cadă, și atunci eu opun rezistență și zic, sunt eu mai puternic. Asta ar fi emanația energiei roșii. Apoi, la modulul 4, învățăm cum construim culorile, energiile. Dacă, în schimb, emit culoare galbenă, înseamnă că mă apăr printr-un sistem mental. Adică mintea are capacitatea să opună rezistență și în felul acesta putem să îndepărtăm energia care ne atacă. Dacă utilizăm, în schimb, emanăm cu culoarea verde, atacatorul, cel care vine, se simte acasă. Deci dăm mai degrabă o îmbrățișare și devenim, cum am zice, maestri zen. Dar atunci înseamnă că nu ne e teamă de atacator. În sfârșit, există arme psihotronice, există tot felul de posibile atacuri. Concluzia care este? Dacă eu am încredere în sursa din mine, de unde îmi vine multă energie și deschid acest portal, voi înțelege la momentul oportun cum să manevrez energiile din mine și voi înțelege măsura în care sunt capabil să intru în opoziție cu atacatorul sau să-l las să meargă mai departe sau simplu eschivez. Deci exact ca un atac care poate să aibă loc, nu știu, undeva pe stradă, într-o seară, vine un hoț și te atacă. Cum procedezi în fața hoțului? Există mai multe strategii. Exact ca la manualul de supraviețuire, unde învățăm să ieșim dintr-o situație dificilă în cazul în care suntem atacați pe mai multe fronturi, exact așa pe plan spiritual, există un fel de manual de supraviețuire în care învățăm să nu cădem pradă atacatorului. Dar cel mai mare atacator, de fapt, cel mai mare atacator, cel care ne atacă pe noi, este de fapt teama, adică sunt stările noastre sufletești. Dacă nu ne e teamă și sunt îndrăjit și am încredere, voi vedea că multe dintre atacuri nu vor avea loc. Există și entități care pot să ne atace, dar când văd determinarea și îndrăjirea unei persoane care își construiește un corp de chihlimbar și are o culoare în aură specifică, e culoarea ambrată, culoarea chihlimbarului, de obicei evită să-l atace, pentru că putem să învățăm cum să atacăm noi la rândul nostru, cel puțin ca să speriem atacatorul. Deci, situația este foarte complexă. Eu aș sfătui în felul următor. În primul rând, în orice fel de posibil atac, să recurgem la sursa din noi, pe care o percepem ca o lumină, o lumină alb-albăstruie, trebuie să ajungem în punctul ăla să o percepem, dar cel puțin să-i cerem ajutorul. Apoi, să fiu întotdeauna pregătit pentru orice eveniment, știind că nu se întâmplă nimic fără ca el să fie prezent în planul nostru de evoluție. Deci nu ni se întâmplă nimic împotriva noastră. Ele sunt lecții. Dacă cineva suferă, atunci să înțelegem că este o situație de tip karmic. O rezolvăm. Cu timpul noi ne întărim. Hai să zicem că cel mai important lucru dintre toate este să am curajul să-mi privesc dușmanul în ochi și de acolo vin toate soluțiile și să învățăm, plecând de la manualul de supraviețuire, să învățăm atitudinea. Atitudinea nu trebuie să fie agresivă, dar să avem o atitudine perfectă, se zice, adică o atitudine de luptător, dar nu luptător pașnic. Deci cea mai bună energie pentru a ne apăra este combinația dintre energia roșie și energia galbenă. Dar cea mai bună dintre toate este energia galben-solar. Cum emanăm energia galben-solar, care devine culoarea chihlimbar în legătură cu pământul, soarele care se unește cu pământul? Asta se întâmplă atunci când deschiderea noastră este foarte mare și când avem siguranța, certitudinea că divinitatea este în mine, adică eu provin din sursă. Atitudinea cu înțelegerea asta va genera lumină solară, un câmp energetic auriu, iar dacă suntem înrădăcinați bine, exact cum am spune că pun pe piciorul un prag,
Deci cum aș bate cu piciorul în pământ, având prezența aceasta luminoasă și devenim invincibili. Este un miracol. Deci culoarea aurie cu culoarea pământului, cu înrădăcinare, formează corpul de chihlimbar sau culoarea chihlimbar, care se numește culoare ambrată. Ea ne ajută și învingem 99% din situații. Asta ne poate ajuta și împotriva stringurilor eterice pe care le avem dezvoltate cu anumite persoane care ne săcătuiesc de energie, de vitalitate, de știu. Da. Dar asta înseamnă să punem piciorul în prag, adică determinarea. Când vedem că a sosit momentul, asta înseamnă determinare, înseamnă să știm să tăiem cordonul, înseamnă să știm să fim chiar radicali. Radical. Este necesar la un moment dat. Dar niciodată să nu o facem în mod violent. Adică să înțeleg că orice situație, care mă mai numim situație karmică, se rezolvă în momentul în care devin lucid. Sunt lucid și eu nu vreau răul celuilalt, chiar dacă celălalt ar vrea să mi se întâmple mie ceva rău. Am compasiune față de el, dar atunci am nevoie să am acel ochi de luptător și pun piciorul în prag. Exact cum aș spune, stop, până aici. Exact cum face tigru. Tigru atacă când trebuie să mănânce, dar dacă intri pe teritoriul lui, el te avertizează. Vezi că acesta este teritoriul meu. E foarte greu ca cineva să meargă să atace tigru de aproape. Înseamnă că vrea luptă. Iar tigru are siguranța lui și știe că învinge. De aceea își vede de treaba lui. Cam asta este ideea. Deci avem nevoie de atitudine. Ok. Deci okay, chakrele pot să fie, totdeauna să fie deschise, nu se închid chakrele. A închide chakrele înseamnă a slăbi câmpul energetic. Mai degrabă zicem okay. Că îmi pun în față un scut, ai altceva, dar chakrele trebuie să rămână deschise. Deci scutul este așa, cum am zis. Roșu, auriu, chihlimbar. Rămâne de văzut cum construim culorile. Este antrenament. Am înțeles. Aș vrea să ne vorbiți puțin și despre chakrele superioare, însemnând chakra 8-a, chakra 13-a. Da, dar astea vin după. Deci sunt legăturile noastre cu cosmosul, cu universul, cu starea noastră post-mortem. Dar putem să spunem că este în afara corpului fizic. Aici trebuie să înțelegem foarte bine cum merge aura, cum se construiește aura, care sunt straturile aurei. Apoi, în spatele nostru, avem o pâlnie energetică, despre care au vorbit întotdeauna șamanii, curge energia cosmică în noi, coboară printr-o pâlnie. Noi avem în jurul nostru o aureolă. Aureola este pe straturi și avem o pâlnie prin care vine energia spre noi, o absorbim și avem niște câmpuri energetice asemănătoare cu aripile în jurul nostru, care pleacă din două puncte, stânga-dreapta, la nivelul omoplaților. Deci, ce zicem noi chakrele dincolo de corpul fizic? Sunt straturile energetice care corespund cu corpurile cosmice. Avem un modul specific, în continuare după modulul 5, care se numește corpurile cosmice. Acolo putem să analizăm, dar este destul de complexă situația. Trebuie să înțelegem ce înseamnă câmpurile pe care le emitem din corpul fizic, care sunt fibrele, cum se construiesc corpurile, corpul al doilea sau, zicem noi, corpul de chihlimbar, apoi este corpul albastru. Deci, cum se construiesc aceste corpuri? Ele se construiesc printr-o radianță câmpului energetic, aici se studiază foarte bine în fizica cuantică și mecanica cuantică și înțelegem că noi suntem ca un fel de pânză de paianjen. Deci corpul nostru subtil este mai mare decât corpul fizic. El se extinde în cele din urmă chiar pe distanțe de kilometri. Vechii maestri aveau o aură de zeci de kilometri. Deci ceea ce spunem noi corpul în continuare, 8, 9, 10 și așa mai departe, sunt straturi energetice conectate cu corpul fizic, cu corpul planetar. Suntem încă în matricea Pământului, dar ne îndreptăm înspre matrice cosmică,
și mergem în direcție solară, adică avem corpul solare în noi. Deci eu prefer să rămân aici cu discursul, pentru că o să avem mai multă explicație în continuare, dar este nevoie mai întâi să vedem o întreagă organizare a corpurilor subtile, deci chakre, chakrele superioare, deci dincolo de corpul fizic sau cum am zice noi de chakra 7, fac parte din corpurile noastre cosmice. Asta este suficient pentru moment. O să fie și desenul, o să fie explicații, o să fie o întreagă filozofie. Bun. Da? Da. Apropo de închiderea chakrelor, pentru că informația asta mi-a parvenit de foarte, foarte multă vreme. Este adevărat, sau cum vedeți dumneavoastră, domnul profesor, crucea pe care se face în ortodoxie, este adevărat că închide chakrele? Unii spun că preoții fac în aer și atunci nu se închid aceste chakre. Dar atingerea lor, acestor puncte, închid. Dumneavoastră, ce credeți? În primul rând să înțelegem intenția. Intenția este cea mai importantă. Dacă omul își face semnul crucii, trebuie văzut în ce context îl face. Adică este un moment de devoțiune, își face pentru că este la o slujbă religioasă, trece prin fața unei biserici. Deci totul este legat de intenție. Punctele sunt importante, dar vedeți, crucea în sine nu a fost inventată de către creștini. Ea este mult mai veche. O avem deja la egipteni. Crucea ansată, e vorba de forma Ankh. Bun, crucea are o interpretare mult mai amplă. Deci e vorba aici de înțelegerea centrului. Deci avem un centru cu patru direcții. Deși în mod normal noi îl folosim în sensul creștin specific, Tatăl, Fiul, Duh Sfânt sau Spirit Sfânt, aceasta este o interpretare legată de tradiție. Trinitatea întotdeauna a existat. Trinitatea, că îi zicem Tatăl, Fiul și Duh Sfânt sau Tată, Mamă și Fiu sau Brahma, Vișnu, Shiva, în toate tradițiile există Trinitatea. Deci crucea în sine reprezintă echilibrul axelor, pentru că nu putem să luăm numai trei părți, trebuie luate patru părți, că așa este crucea, și este echilibrul axelor și avem un centru. Deci centru de întretăiere reprezintă un nod energetic, deci trebuie să o interpretăm în sens mai amplu. Și noi avem o grilă prin cruce și acolo unde este centru, centru este un vortex, deci trebuie să începem să o interpretăm în sens mai complex. Deci, în concluzie, noi nu închidem chakra decât dacă avem intenția să închidem chakre. Și atunci, ca să vrem să închidem chakre, înseamnă că ne e teamă de ceva și vrem să restrângem câmpul. De exemplu, orice fel de teamă ne face așa ca un ariș, restrângem câmpul. Unde? Înspre un centru. Centrul nostru de protecție. Deci chakrele nu pot să fie închise, putem să punem un scut, am putea spune, pentru că am impresia că acum este un atac care vine împotriva mea. Dar am spus înainte, depinde cum înțelegem acest atac, pentru că dacă suntem foarte vulnerabili, înțeleg cum să-mi pun un scut. Și scutul, am zis, că se formează din trei culori de bază. Roșu, auriu și chihlimbar. Asta trebuie să învățăm practic cum se construiesc culorile și cum se aranjează pe o linie de scut. E vorba despre construirea unui scut în condițiile în care există o confruntare și o lovitură, să zicem, frontală. Se poate să existe acest fapt, dar poate să treacă prin noi și să nu ne atingă dacă ne considerăm suficient de puternici, pentru că mă bazez pe sursa din mine. Bun, deci, intenția este cea mai importantă. Cu ce intenție eu fac acest lucru? Toate mișcările sacre, mudrele sau mantrele sau rugăciunile, cum vrem să spunem, toate sunt importante, dar important este dacă noi înțelegem sensul ceea ce facem, dacă le trăim și prin ce tradiție noi vrem să le ducem. Pentru că altfel, ele primesc putere din înțelegerea noastră profundă. Sunt, de exemplu,
mulți care practică Reiki, diferite forme de Reiki. Deci, simbolurile Reiki sunt foarte importante, dar dacă le practici, dacă vrei să intri pe lungimea aceea de undă, e bine dacă mai cunoști și limba japoneză, dar altfel tu poți să-ți faci simbolul tău în care crezi, dacă îl construiești dinăuntru prin inspirație și să ți-l binecuvânteze sursa, și acel simbol, fie că este desenat, fie că îl faci cu un semn extern, care să înțelegi sensul exact a ceea ce faci, devine câteodată mai puternic decât unul consacrat, utilizat în vreo tradiție, dacă noi nu trăim tradiția respectivă. Deci nu ne poate nici afecta niciun semn dacă noi suntem conștienți că puterea este înăuntru nostru. Mulțumesc. Și cuvântul amin. Cuvântul amin mai înseamnă și niciodată sau sfârșit. Este adevărat? Da, este adevărat. Are mai multe semnificații. Are semnificație în ebraică, semnificație în arabă. Poate să fie amin, amen. A fost preluat și în limba latină. Înseamnă, este echivalentul cu așa să fie, punct. Adică aici se oprește fraza. Și cum aș spune că de aici încolo nu mai depinde de mine, depinde de Dumnezeu. Deci eu am pus punct frazei și i-am dat-o în mâinile divinității, când zicem amin. Și are mai multe pe urmă semnificații dacă desfacem cuvântul. Ok? De exemplu, o semnificație este că au este în general o negație. Au este o negație. Așa. Min, men, este legat și de o serie de divinități egiptene, dar este legat și de om, care are rădăcină chiar în limba sanscrită. Deci este ceva ca o negație, adică omul nu poate să mai facă nimica. Aici s-a oprit. Acum depinde de Dumnezeu, de divinitate. Da? Și mai spunea Iisus, amin zic vouă, vă zic vouă, adică așa, sau cu putere vă zic vouă. Deci amin mai înseamnă și cu putere. Adică cu puterea divinității din noi. Deci este un cuvânt sacru care are această semnificație. Și indiferent de tradiție, de limbă, cam toți când se roagă sau spun mantre, au întotdeauna punctul final. Poate fi om, de exemplu. Sau aho este echivalent cu amin, cum spun amerindienii. Aho, oho, ei spun hoho mitakuyazin. Și noi zicem aho, aho. Adică e o atenționare, aho, aho, copii și frați, adică opriți-vă, ascultați-mă, ascultați. Deci are un sens sacru, de sacralitate. Bine? Se mai poate să mai pun o întrebare, vă rog? Da. Este reală descrierea sa chakrelor ca două pâlniuțe, una pe fața anterioară și una pe fața posterioară, care se unesc în Shushumna Nadi? Și poate să trăiască un om dacă aceste chakre nu mai sunt pe linia mediană pe Shushumna, ci sunt deviate și cineva le vede lângă corpul fizic. Poate să existe? Pot exista astfel de situații? Pot exista situații, bineînțeles. Deci, în mod normal, un individ moare, își termină ciclul fizic, pentru că iese din alinierea cu Shushumna. Și asta noi o știm pentru că există o deviație de circa 14 grade în ce privește portalul sau legătura între corpul fizic și corpul subtil. Ele trebuie să fie mereu aliniate. Dacă cineva în timpul vieții face abuz sau abuzează de ieșire în afara corpului, atunci de fiecare dată când intră, el nu va mai fi perfect aliniat. Se îndepărtează oarecum linia percepției noastre de linia centrală. Dar în același timp, foarte multă lume nu este întrupată, deci nu are chakrele aliniate cu coloana vertebrală energetică sau Shushumna din așa zis supra-nadi, care este întregul complex energetic. Ceea ce este însă important este că atât timp cât suntem luciți, noi putem să aliniem chakrele la Shushumna. Și asta o facem prin respirație conștientă.
Deci de fiecare dată când respirăm conștient, noi exercităm legătura dintre corpul subtil și corpul fizic și noi ne aliniem. Și în același timp spunem că suntem conectați. De fiecare dată când suntem într-o criză energetică sau când suntem oarecum derutați, fie că e criză de identitate sau este o stare de mare supărare, de nervi, de, în sfârșit, teamă, noi tindem să ieșim din aliniere. Deci ceea ce este important este să fim conștienți la momentul prezent că noi provenim din sursă, din divinitate, că respirăm cu divinitatea în noi, că avem o verticalitate, o coloană vertebrală și că avem unitate în noi. Și atunci chakrele, ele sunt aliniate. Apoi, în ce privește forma chakrelor, ele apar ca niște conuri. Deci există un con care este deschis ca o pâlnie în spatele nostru și vine ca un vortex și intră în zona specifică de portal la nivelul chakrei, trece prin coloana vertebrală, el apare ca un glob energetic în coloana vertebrală, cu deschidere fie în sus, fie pe orizontală, așa, și se deschide în fața noastră ca o pâlnie inversă, adică pâlnia este deschisă în afară. Deci, practic, două pâlnii, una din spate și una în față, și dacă noi vedem cum suntem formați la fiecare nivel de chakre, avem deci pâlniile la nivel orizontal și deschiderea șușumna pe nivel vertical. Și iată că avem sensul ăsta de cruce energetică la fiecare nivel. Există o autoare, Barbara Ann Brennan, cu lucrarea Mâini de Lumină, așa, în care prezintă foarte bine chakrele în ce privește conurile. Bibliografie există foarte multă. Deci, concluzia, când suntem lucizi și intenționăm și avem starea aceasta de unitate care vine din sursă, noi suntem aliniați. Dacă considerăm că am fost perturbați energetic, spiritual, emoțional, cheia este recurg la sursă, spun eventual o rugăciune sau un mantra, respir conștient și în 2-3 minute ne realiniem. Și să nu abuzăm cu dorința de a ieși în afara corpului, iar totdeauna dacă am avut vreun vis sau vreo experiență cumva așa spontan în afara corpului, la intrare să inspirăm de câteva ori, pentru că inspirând profund, energia se întoarce acasă și suntem aliniați. Deci să nu rămânem așa ca o dublă personalitate. Deci cam astea sunt elementele bune. Și e clar că odată cu vârsta, când starea sistemului nervos e posibil să se deterioreze, atunci există o oarecare deviație până la 14 grade față de linia șușumna. Dar nu trebuie să fie o problemă asta. De fiecare dată când punem intenția, există întoarcerea la aliniere. Deci, totdeauna soluția este în prezent. Mulțumesc! Bine, plăcere! Altcineva? Bună seara, domn profesor! Bună seara! Aș dori să vă întreb care sunt activitățile sau obiceiurile care ne golesc de energie zona perineului. Adică legat de chakra 1, eventual... Da. E clar, perineul este acumulatorul nostru. Da? Deci noi acumulăm energia în perineu prin faptul că mâncăm, bem, ne odihnim, suntem activi. La un moment dat e posibil ca să avem foarte multă energie în perineu și atunci energia vrea să explodeze și poate să explodeze din mai multe puncte de vedere. Adică mă refer acum la aspectele pur naturale, înainte de a vorbi despre celelalte mai complicate. Adică energia începe să urce și urcă în chakra 2. Deci, dacă, cum e la adolescenți, în chakra 2 începe să pulseze energia și nu umplem chakra 2 ca să avem răbdare să urce și în chakra 3 și mai departe și o evacuăm energia,
din chakra 2, asta înseamnă că vom simți o pierdere la nivelul perineului și a gambelor, a picioarelor, pentru că eliminăm roșu. Asta înseamnă că orice fel de activitate de tip sexual care nu este făcută în mod natural, adică cu timp relativ lung și este un fel de explozie a energiei imediat, ea va afecta primul chakra. Din punctul acesta de vedere, este important ca să înțelegem că dacă urcă energia în chakra 2, să o lăsăm să se umple, adică să nu ne grăbim să o eliberăm de acolo, că ea va crește și când simțim că a ajuns deja în chakra 3, atunci începem să eliberăm o parte din energia din chakra 2. Deci totdeauna trebuie să mai urce un strat ca să o elibereze în stratul imediat inferior. Bun, astea sunt sisteme absolut naturale, așa ar trebui procedat. Există însă posibilitatea ca cineva să ne fure energia din chakra 1. Acum, aici ar fi discursul de tip șamanic mai complicat, discursuri mai complicate. Există și entități care încearcă să ne ia energia. Acum, eu nu vreau să complic discursul, pentru că nu știu dacă suntem toți pregătiți să ascultăm anumite discursuri care sunt prevăzute un pic mai încolo, pe modulul 4. Există entități care se hrănesc cu energia omului. Omul este frumos, dar este slab. Adică natura ființei umane sau viața de pe Terra corespunde mai degrabă cu a fi pradă. Există pradă și prădător, șamanii știu. Toți maestrii știu că există pradă și prădător și de cele mai multe ori omul cade pradă prădătorului. Dar există prădător pe plan fizic, există prădător pe plan energetic, emoțional, mental și așa mai departe. Deci, așa cum un prădător poate să atace omul, tigru, ursul și așa mai departe, poate să atace omul și omul poate să cadă victimă unui animal de pradă, există entități care atacă omul, deci sunt entități de pradă care atacă omul de pe un plan energetic, fie că vine prin intermediul unei ființe umane, fie că vine printr-o altă formă, să zicem, invizibilă, dar pe care o simți. Ca atunci când se uită cineva în ceafă și simți la tine, se ridică părul și simți că cineva te privește, ai o intuiție. Aceste entități au fost numite voladore sau hoți de către șamani și nagual. Există aceste realități. Deci dacă treci pe lângă un spital sau treci pe lângă vreo măcelărie sau pe lângă cluburi, zone care în general sunt infestate cu entități și dintr-un alt spațiu, pentru că ele se hrănesc de energiile alea care devin energii libere pe care le iau, ele se hrănesc. Deci, exact ca un animal sălbatic care are nevoie de carne și poate să atace și omul. Deci, există posibilitatea ca să simți la un moment dat, fără să-ți dai seama, ca și cum ar fi o prezență nu departe de tine și simți că slăbești dintr-o dată picioarele. Asta înseamnă că ți-a luat energia din chakra 1 și se simte la nivelul acumulatorului, la nivelul perineului. Deci se poate goli. Nu se golește de tot, se golește parțial. Pot să vă spun un adevăr mai complicat, adică cam în fiecare lună ființa umană plătește un tribut, prin însăși faptul că suntem în forma aceasta în care ne găsim noi acum. Forma omului nu este o formă absolut naturală, știți foarte bine, gândiți-vă de ce omul este singurul care se îmbracă, care nu-și mai produce hainele, de ce suntem noi oamenii singurii care folosim focul, de ce suntem singurii care am luat o razna și nebunim și construim bombe nucleare și ne autodistrugem. Deci toate aceste elemente ne demonstrează faptul că omul a fost prelucrat de-a lungul istoriei și din afara corpului fizic și din alte planuri existențiale. Acum să nu mai lungesc, vreau să spun că da, este posibil ca să fim goliți, poate goliți nu, dar parțial să pierdem energia, pentru că prădători din jurul nostru de tot felul pot să lucreze pe linii energetice, în special pe linia herțian și apoi pe linia infraroșu, da, că sunt benzi de frecvență,
pot să agațe energia și să ne-o tragă și să rupe energia din noi. Și atunci simțim că picăm, simțim că ne vine mare, că mi-e foarte somn, simt că nu mai am energie în picioare, simt că nu mai am chef de nimica și simt poate că sunt trist dintr-o dată. Se întâmplă aceste elemente. Ce trebuie să fac acum? Este important ca să trăiesc în prezent, este important să pot să pulsez cu energia, din când în când să avem mișcările chakrei 1, adică a perineului, contracție și relaxare. Asta înseamnă că umplem chakra, avem acolo energia care ne întregește și când simțim că suntem într-un pericol, mă opresc și cer ajutor sursei din mine și efectuez o mișcare a mușchilor din apropierea acelei chakre. Deci asta este foarte important. Apoi discursul se poate extinde, nu e momentul acum în seara aceasta, să înțelegem cine ne găurește sau ne fisurează sau ne sparge aura. Pentru că dacă trăiesc într-un ambient conflictual în care tot timpul trebuie să mă cert, unde există invidie, unde există teama de a spune adevărul, unde trebuie să-mi pun foarte multe măști, unde sunt persecutat, unde nu sunt acceptat, unde trebuie să fiu în luptă, există posibilitatea ca anumite zone din aur să fie fisurate, chiar găurite sau rupte. Ele, pe urmă, se recuperează, pentru că sunt oameni specializați în terapii, în energoterapii sau șamani, la care pot să ajute. Dar important este să învățăm cum să procedăm noi, adică să ne autovindecăm. Bun, și aici, pe urmă, sunt tehnicile pe care o să le vedem în continuare în modulele noastre. Vă mulțumesc! Bine! Da, văd că mai sunt aici două întrebări. Da? Dorin întreabă, cum știm dacă avem o chakră blocată și cum reușim să o deblocăm? Da, o chakră blocată este ca atunci când nu poți să respiri. Este un nod acolo, adică pe de o parte sunt dureri în zona respectivă și conectate cu un organ specific, de obicei o chakră care are probleme afectează un organ și invers. Asta pe de o parte. Pe de altă parte deblocăm, ducem energia în zona respectivă și respirăm. Pentru că chakra trebuie să se deschidă și asta se poate face într-un mediu liniștit. Exact ca atunci când sari în apă rece, ne închidem câmpul. Dacă intrăm în apă caldă, câmpul se deschide. Ne e teamă de apă rece și ne simțim bine într-o apă caldă. Bineînțeles, nu apă fierbinte ca să ne ardă. Deci este ceva asemănător. Respir, mă relaxez, focalizez chakra și încep să mișc mușchii din zona respectivă. Intenția dilatează chakra. Și? Și Mariana întreabă, cum reușim să stabilim o legătură de conectare cu ciul universului? În primul rând, prin 4D. Adică 4D înseamnă deschidere, înseamnă că nu văd dușmani în jurul meu, înțeleg că toate sunt lecții, cum de fapt e așa, toate sunt lecții. Chiar dacă există suferință, totul face parte din proiectul de dezvoltare, suntem exploratori și orice explorator dă și cu capul, câteodată ne doare, dar face parte din traseu, ne vindecăm, mergem mai departe, totul are un sens. Deci, în substanță, da, cu ciul universului, este că dacă suntem deschiși în 4D și noi intrăm într-o conștiință extinsă, noi intrăm în comuniune și suntem conectați cu ciul universului. Deci ciul universului înseamnă că el vine spre noi prin această pâlnie care se găsește în spatele nostru, cam la distanță de un braț, asta o știu toți șamanii și maestrii, e o pâlnie. Dacă respir conștient și îmi deschid aura, atunci sunt conectat cu ciul universului. Doar că ciul universului există pe mai multe straturi. Există un strat mai dens, unul mai subtil și unul foarte, foarte subtil, dar sunt mai multe straturi.
este exact ca energia din corpul nostru. Dacă noi facem practici și respirăm conștient, suntem în prezent, în prezent energia din jurul nostru formează ciul omului și pătrunde în oase. Orientalul îi zic așa, cel în vârstă e mai puternic decât cel tânăr pentru că a acumulat ciul în oase, pe când cel tânăr încă nu a avut timp. Odată ce ciul este acumulat în oase, adică ne integrăm, vine ciul universului din jurul nostru. Deci este vorba de ceva asemănător cu un pahar care trebuie să fie umplut. Prima dată se umple paharul cu ciul nostru și la un moment dat el curge în jurul nostru. Dacă curge din prea plinul nostru în jurul nostru, se creează un câmp magnetic. Câmpul magnetic va chema câmpul electric. Ciul universului este un câmp electric, iar noi formăm un câmp magnetic. Totdeauna funcționează în sistem bipolar. Ori sunt eu câmpul electric și vine ciul în formă magnetică, ori sunt o formă magnetică și vine ciul în formă electrică. Totdeauna astea două sunt unite așa cum sunt unite palmele. Unul cere pe celălalt și mișcările în Tai Chi Chuan totdeauna, sau în Qi Gong, dar în Tai Chi Chuan prima dată, o mișcare cere pe cealaltă. Deci dacă eu mi-am umplut corpul cu ciul meu uman, urmează să vină spre mine ciul universului. Parțial, el coboară tot timpul, este în jurul nostru, dar are nevoie ca să intre într-un sac mai mare. Adică până unde merge aura mea și se dilată, va fi sacul meu, care va prelua atâta ci din univers cât putem duce. Deci important este ca aura noastră să fie extinsă și să percep câmpul din jurul corpului meu. Și atunci ciul universului vine spre noi. Pentru că el coboară în mod natural, este atras. Noi îl atragem și îl atragem în mod esențial prin intenție. Și când sunt conectat la sursă și am intenția plenitudinii, a plinătății, atunci ciul universului vine spre noi. El nu vine dacă suntem triști sau vine prea puțin. Nu vine dacă suntem închiși, nu vine dacă judecăm, dacă suntem un fel de centru care neagă tot ce este în jur. El diminuează. Cu cât murim pentru noi, în ghilimele, adică murim în sensul că nu mă focalizez doar la punctul care sunt eu, că corpul meu nu este doar corpul ăsta fizic, și corpul meu devine un spațiu, un volum energetic și devine progresiv corpul planetar, în felul acesta acumulez ciul cosmic. Și mai este o întrebare? Chiar două. Da. Simona întreabă, ce ne puteți spune despre sensul de rotație benefic al chakrelor? Am auzit cel puțin trei opinii diferite. Sensul de rotație e ceva complex și trebuie înțeles la momentul oportun. Adică, la un moment dat, chakra poate să meargă înspre stânga sau poate să meargă înspre dreapta. Adică, dacă chakra merge, se deschide, zic acum, la orizontal, înspre dreapta, în sens orar, noi ne dilatăm. Deci, în sensul acelor ceasului, noi ne extindem, ne dilatăm. Da? Este ca în exercițiul nostru cu dragonul, în care extindem câmpul nostru. Apoi îl aducem înapoi, în sens antiorar, îl restrângem înspre noi. De asemenea, este ca o piuliță pe un filet. Dacă mergem în sens orar, da, înspre dreapta, piulița va coborâ. Deci aia înseamnă că intrăm pe as în jos. Dacă în schimb mergem în sens antiorar, piulița se ridică și o scoatem de pe axă. Deci orice fel de forță de intrare în materie este în sens orar. Și orice forță de ieșire din materie este în sens antiorar. Dar sensul antiorar se utilizează nu numai pentru ca să te ridici, ci ea se folosește pentru ca să restrângi câmpul la esență. Că în mod normal tu te dilatezi, apoi te oprești, ca litera 8, și îți aduci energia înspre centru. În momentul în care ai adus-o înspre centru, se subțiază, adică se formează șușumna. Pentru că atunci când intri, practic, noi creăm un spațiu. Șușumna este o axă. Ca să venim la axă, energia este antiorar și ea se ridică. Deci formează o verticalitate. Asta este sensul, de fapt, pe deschidere și reîntoarcere spre centru în ce privește
dreapta și stânga pe orizontală. Dar noi avem mai multe tipuri de energie. Există și o energie care este ca un vortex. Energia ca vortex este ca o sferă. Sfera aceea se poate mișca în toate formele. Și forma aceea este un generator. Deci putem vorbi despre un generator al chakrelor, care este dincolo de direcție stânga-dreapta. Dar mai este o chestie. De exemplu, structura lui Tesla, în care avem două energii. Una merge în sens orar și una în sens antiorar, creând vacuum între ele. Deci ca să pot să creez free energy sau generator, am nevoie de amândouă energiile în același timp. Una merge în sens orar și una în sens antiorar. Apoi putem vorbi de faptul că chakrele au față și interfață. Dacă fața merge într-o direcție, interfața merge în direcție opusă. Astea trebuie analizate și studiate individual pentru ca să înțelegem cum pulsează, cum se dilatează, cum se mișcă și cum generează energie. Face parte din sistemul Merkaba. Da. Mai departe, Veronica întreabă, dacă avem probleme fizice doar pe partea stângă a corpului, de exemplu, nerv sciatic, sângerări nazale, dureri de cap, este blocat fluxul energetic, bănuiesc pe acea parte? Nu neapărat. Prin sistemele noastre karmice e posibil să pățim ceva pe plan fizic. Aia nu înseamnă că dacă am avut un accident sau, mă rog, s-a întâmplat că avem presat nervul, și asta de multe ori are loc când stăm la frig umed, cald, uscat, e posibil ca nervul să fie strâns acolo, asta o pățim pe plan fizic. Dar dacă noi respirăm și înțelegem cea că nu este blocată, din alt punct de vedere, tot ce este pe partea stângă a corpului se conectează cu emisfera dreaptă a creierului și tot ce este pe partea dreaptă cu emisfera stângă. Există această încrucișare care are loc prin glanda pineală și prin alte microcentre. Deci, important este să înțelegem că nu totdeauna ce se întâmplă pe plan fizic ne influențează în mod direct și negativ planul subtil. Câteodată, de exemplu, e posibil că poate nu știm sau poate știm și n-am înțeles bine, ne asumăm o suferință pentru ca să vindecăm pe cineva. Știm foarte bine din istorie, Hristos își asuma responsabilitatea vindecărilor altora prin propriile suferințe. Își lua asupra sa suferințele. Mulți maestri au făcut acest lucru. Aia nu înseamnă că avea probleme și erau blocate ceacrele. Simplu, erau făcute acele experiențe ca să simtă suferința, considerând că suferința este purificatoare. N-ar trebui să mai dorim să suferim acum, pentru că suferința în sine a făcut parte din istoria noastră, dar noi încet, încet e important să ieșim acum din, în primul rând, din masochism, din a vrea să suferim, considerând că dacă suferim, suntem mai aproape de Dumnezeu. Aici poate să nască o boală, masochismul. Deci când se întâmplă suferința, să înțelegem că ea are o cauză, caut cauza și pot să văd dacă e cauza în mine sau eu mi-asum o cauză a suferinței în altcineva și întotdeauna să pun această întrebare profundă, de ce mă doare? De ce sufăr? De ce? De ce? Și atunci voi învăța ca să primesc mesaje înăuntru meu în mod intuitiv și vizual, adică să pot să văd, există acest tip de channeling prin portal, o să începem pe la modulul 3, e chestia asta, și pot să încep să înțeleg cauza acelei dureri. Apoi mă duc acolo cu intenția, cu mâna, și încep să eliberez nodul respectiv. Pentru că dacă pun intenția și lucrez chiar cu mâinile, pot să ajung cu mâna acolo și îmi atrag energia din partea sursei, mă pot autovindeca. Important este să nu vreau să sufăr considerând că suferința este necesară în evoluție. Nu mai este necesară, pentru că începem să ne trezim și să înțelegem că ce se întâmpla cu suferința acum poate să fie cu bucurie. Adică suferința este o limită practic impusă în materie și în sistemul biologic
pe care omul o poate depăși prin starea de transdimensionalitate. Să începem așadar să zâmbim mai mult, să avem mai multă încredere în noi, în sursă și să înțelegem că totul este benefic pentru noi, pentru că este doar o lecție. Da? Liliana întreabă, dacă vrem, dar încă ne este teamă să ne aruncăm spre centru, înseamnă că nu suntem încă pregătiți? Dacă spiritul vrea, dar mintea vine cu fricile, cum putem să ne învingem teama de a ne arunca în vârtej? Prin meditație. Vedem la modulul 3 meditația nirvanică sau specifică meditația budică, prin care învingem temerile. Eu, ca și cum aș vrea să vă pun o întrebare, ne e teamă să mergem să dormim? Păi, când mergem să dormim, nu zic nimic că vreau să dorm. Că dacă tot spun vreau să dorm, să dorm, să dorm, nu mai adormim. Simplu ne lăsăm pe calea undelor. La fel este starea de meditație. Prin starea de meditație, tu trăiești firescul tău în momentul prezent. Dar printre diferite tipuri de meditație, există meditația tăcerii, în tăcere și meditația nirvanică, prin care pică mintea și se dilată conștiința și atunci putem să ajungem la o stare de relativă iluminare în care simțim că noi suntem mai mari și trecem prin pereți, adică conștiința mea, conștientizez că ființa mea este mai mare și umple spațiul în care mă găsesc. Deci astea sunt cheile. Deci cu cât te dilați mai mult, cu atât mergi mai mult înspre centru. Pentru că a merge înspre centru nu înseamnă să te obosești, să te concentrezi în vreo direcție. În orice direcție noi ne concentrăm prea mult, noi pierdem centru. Avem centru când ne relaxăm, în centru cazi. Dar în timp ce cazi în centru, se dilată conștiința, exact atunci când cazi în stare de somn. Doar că a cădea în centru, conștient, înseamnă că medităm și am decis că am acest curaj să cad în centru. Ce se întâmplă când pici în centrul tău? Ești fericit. De ce? Trăiești o stare de beatitudine. De ce? Pentru că ești integru, ești dincolo de materie și atunci, dacă o faci des, începi să vezi că corpul este doar o mică parte din tine. Deci, când nu avem curajul să mergem spre centru, înseamnă că nu avem curajul să ne lăsăm să cădem în ființa, în esența ființei. Nicio problemă. Faceți meditație, cel puțin 10-15 minute în fiecare zi și se întâmplă în mod natural, ca atunci când mergem la somn și cădem în somn. Să cădem în centru meditând. Osho are meditații foarte frumoase despre centru, a fi în centru. Mai ales în lucrările lui despre Tao și despre Zen. Bine, altceva? Atât? Mai este cineva? Dacă ajungem la corpul de Kihlimbar și ajungem în rai, între ghilimele, ce ne atrage să mai revenim aici în viața asta? Corpul de Kihlimbar se construiește prin viață, prin trăire. Dacă am trăit în mod conștient și am știut cum să facem, și chiar dacă nu avem multe informații, ne ghidează sufletul, ajungem la corpul de Kihlimbar. Corpul de Kihlimbar este puntea între corpul fizic și corpul eteric. Corpul eteric care vine ca energie albastră, vine din energiile cosmice și facem această punte care se mai numește căsătorie mistică într-un limbaj oriental. Bun, unim cerul cu pământul. Ce este paradisul? Paradisul sau raiul este starea de conștiință în care tot ce gândim se materializează, doar că nu mai gândim rău, pentru că altfel am construit infernul. Deci dacă mă gândesc că sunt într-o luptă sau vreau să fac rău cuiva și gândul meu se materializează, intru într-o stare de agitație, de conflict și de suferință. Asta este infernul. Dacă în schimb mă gândesc că la atunci când înflorește o floare și mă gândesc ce mi-aș dori eu ca să fiu fericit și ce este starea aia extraordinară, extatică, în care totul îmi zâmbește, îmi surâde, este o îmbrățișare cosmică și în care sunt fericit cu toți în jurul meu, acesta este paradisul sau raiul.
Deci diferă prin intenție. Care este acțiunea? Este materializarea gândului simțit. Adică nu ești doar vezi, adică nu ești doar observator, ci și trăiești efectiv, ești co-creator, adică construiești acea realitate. Se poate învăța pe unul din straturile subtile pe care le avem noi prin experiența de intrare în spre corpul de Kichlin Bar. Este o zonă pe care putem să înțelegem cum procedăm noaptea, deci este la modulul 3 să înțelegem chestia asta. Există o zonă prin care noi avem vis lucid și prin care noi putem să materializăm scene și să fim conștienți că noi modificăm scenele, că visul este un vis conștient, se numește lucid. Putem să venim mai aproape de corpul fizic, să avem viziuni pe care să le modificăm, adică să materializăm stări de conștiință, imagini, sunete, pentru ca până la urmă să putem să o aducem în realitatea noastră fizică, construindu-ne realitate cu o viteză de ce în ce mai mare. Adică câteodată unele lucruri se întâmplă în altă viață, altădată anumite lucruri se întâmplă peste un an, hai să o facem să se întâmple în aceeași lună și dacă se poate să se întâmple în aceeași zi. De ce nu? Instantaneu. Ce ne atrage să revenim în această viață? Compasiunea. Când suntem într-un spațiu altfel, după ce am lăsat un corp, trecem prin Bardo, ne ducem în paradisul nostru, după ce, dacă am avut nevoie să ne purificăm, ne-am purificat. Dacă avem nevoie, adică dacă simțim nevoia că avem nevoie de vreo suferință, nimeni nu se bagă acolo. Ne lasă toți să trăim suferința noastră ca să fim în pace cu noi. De este important să avem o conștiință că nu este necesar să suferi, important este să ne schimbăm în bine. Bun, după ce trăim paradisul nostru, intrăm într-o zonă cosmică și transcosmică în care suntem una cu ființa de lumină. Ce suntem noi ca entitate? Suntem un nucleu luminos în ființa de lumină. Acest nucleu luminos se hrănește în ființa de lumină, de totalitatea existenței luminoase, apoi observăm proiectul pe care am început să-l facem, pentru că noi avem proiecte foarte multe și sunt proiecte construite în corpul cauzal și sunt proiecte de evoluție cosmică pe diferite niveluri, pe multe niveluri. Și atunci, acolo unde a rămas lucrul neterminat, noi tot timpul putem să-l modificăm. Dar, de obicei, dacă am început un lucru și suntem nemulțumiți și vrem să-l terminăm, ne întoarcem jos. Cu timpul învățăm să le facem mai repede lucrurile și să nu lăsăm datorii neplătite înainte de trecere prin moarte, că moarte de fapt nu există, doar o trecere ca într-un coridor, deci să ne plătim datoriile și să ne terminăm opera vieții noastre, cel puțin în linii foarte mari, ca să fim mulțumiți, să zicem că altul va continua după noi. Dacă, în schimb, am început și nu am terminat și zic acum am încă multe lucruri de făcut și nu mi-am plătit datoriile și devin conștient în timp ce trec în altă dimensiune, atunci acea situație ne va chema. E ca un pom pe care nu l-am dezrădăcinat și i-am tăiat tulpina, dar au rămas rădăcinile care vor face să crească alt pom. Deci ce este important este să ieșim mulțumiți din viață că ne-am făcut treburile noastre și că acum mergem spre evoluție cosmică extraordinară și atunci nu vom reveni. Totuși, mulți maestri revin ca să ajute prin compasiune, pentru că, de exemplu, civilizația umană este puțin în urmă în ce privește evoluția, suntem amestecați aici de toate felurile și toate nivelurile de evoluție și atunci este important ca să fie puncte de reper, ca oamenii să aibă această încredere că există ceva mai mult decât se vede și putem să atingem. Deci avem nevoie de faruri de lumină, așa că mă voi întoarce pentru o necesitate că nu mi-am terminat lucrurile sau nu mi-am plătit datoriile, sau simplu vreau să fiu un far de lumină și vin să dau o mână de ajutor. Totul este pe linia compasiunii. Tot Camelia întreabă dacă vom reuși să ne vindecăm de toate bolile prin evoluție,
mai avem de ce să murim? Asta este legată de matrici, adică acum suntem pe matricea cea mai de jos, e matricea carbon. Sistemul biologic pe matricea carbon se distruge, deci la un moment dat se desface în bucăți. Deci nu există practic moarte, există desfacerea unei unități. Bucăți din corpul nostru vor fi reciclate, pământ, apă în apă, foc în foc, aer în aer. Vor fi reciclate toate bucățile. Dar noi rămânem ca o unitate transdimensională, care merge mai departe. Sigur că următoarea matrice carbon-siliciu, știm asta din cercetări, intrând în noua matrice care este legată de 4D, viața se poate prelungi cu sute de ani. Apoi dacă intrăm în 5D și corpul fizic își modifică structura, nu mai este carbon-siliciu, ci intrăm în formă siliciu sau cristale lichide, apoi intrăm în stare de plasmă, în viitorul nostru îndepărtat și poate să dureze foarte mult, milioane de ani de evoluție, dacă nu mai mult, în funcție de cum evoluăm. Doar că evoluția este ascendentă, evoluția este foarte, foarte rapidă, este într-un sistem practic transliniar și geometric, dacă vrem să spunem așa, evoluția este foarte, foarte rapidă, din ce în ce mai rapidă, dar ne va duce înspre forma corpului plasmic. Și când ajungem la forma corpului plasmic, corpul plasmic nu mai moare. Deci este practic corpul de chihlimbar, deci tu te întrupezi într-un corp de chihlimbar, nu mai într-un corp fizic-biologic. Deci există practic 5 matrici. Acum suntem în matricea de jos și mai urmează 4 matrici. Apoi ajungem la corpul de plasmă, de diferite tipuri de plasmă există și acum noi le cunoaștem, că este legătura în materie, este o stare plasmică, apoi este plasma sanguină care leagă elementele din sângele nostru, apoi există ectoplasmă, apoi există bioplasmă, apoi există plasmă electrică și există o plasmă de tip cosmic care trece prin toate matricile. Când ajungem în forma aceea, suntem corpuri de tip cosmic și corpurile alea nu mai mor. Deci există civilizații nemuritoare, doar că ele nu au un corp fizic, ele se regenerează, ele sunt plasmă. Dacă înțelegeți ce este starea de plasmă, cel puțin plasmă electrică, care este de fapt fulgerul, înțelegem că totul se poate regenera și nu mai există moarte fizică. Dar acum, ăsta este nivelul. Zice Mariana, deci putem spune că facem parte din matricea divină? Da, matricea divină este dincolo de matricea de plasmă. Este o matrice prin care noi suntem doar lumină. Matricea de plasmă este starea materiei vii. Apoi, dincolo de plasmă, există corpul eteric și așa mai departe, structuri care nu mai sunt biologice. Iar în cele din urmă, noi devenim un corp de lumină. Există lumină cu masă, și spectrul luminos, curcubeu, care este de fapt trecerea luminii prin prismă, dar ajungem la lumina fără masă, care este lumina vie, ființa de lumină. Și noi mergem și corpul nostru sau forma exterioară evoluează, dar în timp foarte lung, deci e nevoie de milioane, de sute de milioane sau de miliarde de ani din timpul nostru, doar că avem soluția imediată prin corpul de chihlimbar și în sufletul nostru. Deci de fiecare dată când noi ieșim conștient, avem șansa să ne regenerăm corpul subtil și să devenim nemuritori în corpul subtil. Doar că învelișul extern are nevoie de trecere prin matrici și de timp îndepărtat, timp lung, dar până la urmă se unește corpul subtil cu corpul dens și formează o unitate. Când? În corpul plasmic. Da. Bine, dragilor, mai este ceva? Altcineva? Da. Bine, dragilor, mai avem un moment. Ok. Dacă nu mai sunt alte întrebări, o mare îmbrățișare, ne
auzim și revedem la modulul 3, faceți practicile de bază și ne așteaptă experiențe minunate. Scrieți în jurnalul de călătorie esența visurilor, a visului, apropiați-vă de partea de viziune când sunteți pe punctul de a dormi, faceți puțină meditație în fiecare zi și veți avea succes. O mare îmbrățișare tuturor! Mulțumim, avatare, mulțumim! Namaste! Cele bune! Namaste! Mulțumim! Cu plăcere!